Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost deci revocat din funcție domnul Cristi Pascu, domnul Freezer, pus șef în Consiliul Național al Jocurilor de Noroc. A fost totuși vicepreședinte o zi. Adică o zi, el a fost numit seara, dimineața l-a sunat presa, a ieșit scandalul, toată lumea nu știu ce, și după care, uite, acum l-au revocat. Mă întreb dacă își ia salariu pentru o zi, dacă a apucat să-și facă formele de angajare. Poate și au recompensă ulterior. Dacă își trece în CV, printre altele, știi? Teoretic, prezentator, da. Euforia, vicepreședinte Consiliul. Păi și de ce nu? Revocarea s-a produs după un uriaș scandal, știți deja, pentru că această instituție, Consiliul pentru Jocuri de Noroc, ține de Ministerul Finanțelor, care a și făcut, domnul Boloș a făcut formal propunerea către premierul Ciolacu. Domnul Marcel Boloș a fost înghesuit ieri cu niște întrebări insistente. Ziariștii i-au cerut să confirme că PNL l-a propus pe Cristi Pascu și a fost întrebat dacă el, ministrul finanțelor, i-a citit măcar CV-ul acestui domn înainte să înainteze premierului propunerea de numire ca vicepreședinte la Consiliu. Spoiler alert, nu i-a citit CV-ul. Și, desigur, a mai fost întrebat ce-l califică sau ce-l califica pe domnul Cristi Pascu și iată răspunsurile. Vă rog să fiți calmi și să nu mușcați din volan ascultându-l pe ministrul finanțelor, domnul Boloș. Păi toate propunerile vin pentru funcțiile de demnitate publică. Acesta este consensul. De ce mă puneți ei? Ca să... că nu prea știți ce CV are, cum l-ați propus? I-am spus că nu cunosc persoana și nu am elementele necesare să mă pronunț asupra unui lucru pe care nu știu. Trebuie să văd ce tip de activitate are. Acum, de fiecare dată, fiecare ministru ar trebui să ia respectivele CV-uri și să spună că e de acord sau nu este de acord. Eu știu așa că performanța pot să o apreciez după ce ai intrat în activitate și dacă acolo ai o activitate care... Calificare la locul de muncă. Nu este vorba de calificare. Vedeți, deci de-aia e bine să se facă niște concursuri, să fie proceduri clare. Ca să nu ia domnul ministru CV-urile la mână, că oricum nu le ia când numește. Ce? Păi ne uităm noi pe CV-uri, așa când numim pe cineva, ce avem timp de asta, numim și noi pe cine o fi pe acolo. Nici măcar nu-l cunoșteam, nu că nu i-a citit CV-ul. Da, nu știm cine este, dar așa e procedura, domnule. Dacă așa se face, așa se fură, mă bag eu. Băi, deci vreau să fiu și eu, dar nu vicepreședinte. Vreau să fiu direct președinte la Consiliul ăsta și vedem după aia dacă sunt bun puțin sau nu. Eu cred că pe tine te cunoaște. Da. Domne, așa zice domnul ministru, Marcel Boloș. Mai întâi activitate și după aia evaluezi performanța, nu? Sigur că da, adică se evaluează performanța dintr-o funcție pe care o deții, indiferent ce funcție, adică te evaluează șeful întotdeauna, vede dacă meriți să mai stai angajat, dacă te dă afară, dar înainte să intri în activitatea respectivă, care ar trebui să fie totuși criteriul de selecție, domnule ministru Boloș? Adică nu cauți pe cineva care cât de cât să se potrivească jobului, înainte să-l angajezi și să vezi după aceea dacă e potrivit? Ce, nu ești de acord, Luca? Ba da, cum nu? Da, adică, domnule ministru, cum ați selectat dumneavoastră un instalator care să vă repare o țeavă care s-a spart și curge în baie? Deci punem cazul, situația, s-a spart țeava, ia apă în casă, nevasta e nervoasă, dumneavoastră sunteți bărbatul în casă, nu? Domnule ministru, trebuie să găsiți un instalator, fă ceva, Marcele, curge apă în baie, fă ceva. Unde sunați dumneavoastră, domnule ministru? Sunați la partid? Alo, partidul, am și eu nevoie de un om pentru o funcție de instalator. Deci, atenție, nu căutați un instalator în sine. Căutați un membru de partid care să ocupe funcția de instalator și să încaseze banii pe care i-ați dat cuiva să repare țeava. Și partidul, domnule Boloș, vă trimite un om fără niciun fel de calificare pentru treaba asta. El vine și vă spune, cum a zis domnul Cristi Pascu, atunci când îl întrebați dacă știe cu țevile. Zice, păi dacă mă pune să știu reparații pe domeniu, chiar nu vă pot ajuta. E un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că partidul m-a desemnat acum o oră și în secunda asta îmi cere să știu reparații de țevi. Am fost numit pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre reparații. Am încheiat citatul parafrazat. Da, asta a fost răspunsul domnului Cristi Pascu atunci când a fost întrebat, bă, da, dumneata te pricepi la ceea ce faci? Acum întreb legislație? Lasă-mă să intru în pâine. Acum cer să repar țeava? Lasă-mă să văd eu ce ești, după aia mă evaluez, după ce mai trece niște timp. Te sun eu când se poate.
Deci ce faceți, domnule Boloș? Cam când îi evaluați dumneavoastră performanța? Ca așa ziceți, mai întâi îl numim și după aia evaluăm, nu? Oricum, mi se pare nebunitor faptul că domnul ministru de finanțe, că de altfel toți domnii aceștia care sunt în guvernul României și numesc sinecuriși peste tot, nu au nici cea mai mică tresărire când împart banii strânși de la cetățeni, din taxe și impozite. Oamenii aceștia care sunt numiți fără nicio calificare în funcții controlate de statul român, ei nu se duc acolo gratis. Ei iau salarii și își angajează mai departe cabinete cu alți sinecuriști, plătiți cu toții din bani publici. Iar domnul Boloș ridică din numeri, cu inocența tulburătoare a nepriceputului desăvârșit. Păi așa se face, zice dânsul. Partidul ne trimite niște oameni și noi îi punem în funcții. Ce ar fi să verificăm acum pe cine numim? Eu sunt fascinat de cum se propagă chestia asta. Știi că, practic, imensa majoritatea clasei politice s-a schimbat în anii ăștia. Nu mai sunt aceiași oameni pe care îi știam, da? Au apărut alții, mai tineri. Vedem mulți oameni mai tineri, nu în politică. Da. Și cu toate astea, lucrurile astea merg în continuare la fel și practic nimeni nu sunt... Eu cred că ei nu-și pun întrebări. Nu-și mai pun întrebări. Așa se face. Păi ai văzut așa, a spus domnul Boloș. Așa se face. Păi de ce mă certați pe mine? Ce vrei să fac eu acum dacă așa se face? Dar cum a stabilit că așa se face? Nu știu, așa se face. Da. Este halucinat. Adică partidul ne trimite pe niște unii și noi îi plătim din banii cetățenilor pentru nepriceperea lor. Ce vi se pare ciudat? Zice domnul Boloș. Bă, vine să te dai cu capul de pereți. Adică trăim într-o glumă proastă. Politicienii ăștia, care nici măcar nu încep să înțeleagă ce e greșit în ceea ce fac ea de natural. Și, dacă mai dă domnul Zafiu câteva minute... Să ne sigur. Dă-ne, domne. E foarte interesant așa că se atunci... Face. E foarte interesant că atunci când vine vorba de angajări pe bune, da, în funcții unde nu se fac numiri politice de demnitate publică, cum spune domnul Boloș, brusc sistemul devine foarte scrupulos. Pe că aia trebuie să facă cineva treaba. Da. Scrofulos la datorie, cum zicea Pristanda. Deci fiți atenți ce se cere celor care vor să se angajeze drept casier la primăria din Constanța. Casier la primăria din Constanța. O să încerc să rezum cât pot din articolul apărut în publicația Constanța 100. Rezum că ar dura prea mult să citesc toate detaliile. Deci astea sunt cereri. Formular de înscriere la concurs conform modelului. Copia actului identitate. Copia certificatului de căsătorie. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă deplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate, bla bla, însoțite de foaia matricolă sau suplimentul la diplome. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea muncă și specialitatea studiilor solicitate. Certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazier judiciar. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile bla bla nu știu ce. Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia. Bla bla. Curriculum vitae model comun european. Copiile de pe actele prevăzute la literele BE, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoțite de documentele originale. Bă, deci vii cu copia și trebuie să vii și cu document original strânse din toată viața ta ca să te înscrii la un concurs pentru un post de casier. În plus, sunt evident prevăzute date precise pentru acești pași. Între 28 martie, 10 aprilie, ora 16:30, termen limită pentru depunerea dosarelor. Pe 12 aprilie, selecția dosarelor. 18 aprilie, proba scrisă. 22 aprilie, proba de interviu. Și există o bibliografie de examen. Adică nu e suficient să strângi această roabă cu adeverințe, hârtii, dosare cu șină și așa mai departe. Ai o bibliografie de examen, din care se dă examen ca să ocupi funcția de casier. Trebuie cunoscute codul muncii, legea privind egalitatea de șanse, codul administrativ, ordonanța de guvern împotriva discriminării, o lungă listă de legi și hotărâri privind operațiunile de casă cu bani, răspunderile agenților economici, disciplina financiară și așa mai departe și peste toate, vă rog să nu râdeți, Constituția României. Deci ca să te angajezi, trebuie să nu te înscrii la concurs, trebuie să știi toate acestea, plus pe din afară ca pe apă Constituția României, că te întreabă, este probabil întrebare în concurs. Scrieți articolul 16, litera B, din Constituția României. Nu știi?
Păi, prietene, nu poți fi casier. În schimb, deci toate astea pentru funcția de casier într-o primărie. Dar, pentru a deveni vicepreședintele Consiliului Național pentru Jocuri de Noroc din România, e suficient carnetul de partid la PNL Sector 6. Că doar nu o să stăm acum să verificăm CV-uri, că nu așa se face, după cum ne spune domnul ministru al finanțelor, domnul Marcel Boloș, care a vizat propunerea și i-a trimis-o domnului Marcel Ciolacu, care și dânsul a semnat-o fără obiecțiuni, că doar nu o să stăm acum să verificăm pe cine punem în funcții pe banii cetățenilor, nu? Dacă e de la partid, ce mai contează? Nu vi se pare că trăim într-o țară că este cu sus în jos, ca să nu zic vorba aia românească? Nu. Pe cuvânt, deci nu este... Bă, îți explodează capul când te gândești la astea. Eu am mușcat un pic din volan ieri, recunosc. Să-l schimbi. Să schimb că ai volanul moale acum. Da, tu n-ai înțeles, ca să fii casier, asta nu e un post de șef. Da, păi asta e. Aici e șmecheria pe care, la care nu te-ai gândit. În societate se știe că eșalonul 2 din tot ce înseamnă... Chiar trebuie să se priceapă. Stat, se pricep. Și sunt oameni care au acolo continuitate. Sunt oameni care sunt de 20, de 30 de ani în Ministerul Sănătății, în ministere în aștea cu asigurările. Da? Așa este. Se schimbă aia de sus. Și, și oamenii sunt obișnuiți și trăiesc cu chestia asta să împăcați. Să știi că a făcut ieri Cătălin Striblea emisiunea la România în direct pe această temă. Cum este să ai șef de ăștia care sunt parașutați, numiți, fără niciun fel de idee. Și au intrat oameni și au spus este super, super frustrant. Și principala reacție sau prima reacție sau, mă rog, reacția în cele din urmă acestor oameni care trebuie să lucreze, care se pricep și își lucrează cu șefi tâmpiți, puși, trimiși, parașutați politici care n-au nicio idee dacă le iau decizii, este să nu mai participe, să nu-i mai intereseze. După un timp îți construiești o carapace, bă, și nu te mai interesează, nu mai poți, pentru că îți pierzi pur și simplu, îți pierzi energia, nervii, banii, viața, încercând să convingi un șef care nu înțelege ce îi spui să ia deciziile corecte. Și după un timp nu te mai interesează. Cum credeți că va evalua România în condițiile astea? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.